și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați, când intri în starea de rugăciune, ca să simți cu adevărat ceea ce înseamnă libertatea, trebuie să te silești, să te dăruiești cuvântului. Trebuie să te silești, să te lași locuit de cuvântul lui Dumnezeu. Și am pus acest accent doar pentru un singur fapt. Pentru faptul că în viața noastră împlinim toate formele. E scris pe rețetă. Trei Tatăl nostru, două născătoare, trei crezuri și le-am bifat. Nu ați observat niciodată că după ce facem lucrul acesta aveți un gust amar în gură? Înseamnă că n-ați gustat din mierea cea adevărată. Înseamnă că fagurele cuvântului era departe de noi. Dacă ne este dor de cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne este dor de împărăția lui Dumnezeu, de casa care o avem acolo sus, trebuie să știți să ne fie dor de libertatea desăvârșită a lui Hristos. Și iată ce înseamnă să fii liber ca și Hristos. Să n-ai nicio condiționare legată de propria ta viețuire. Să poți să iei și dintr-un buzunar și din altul, și din minte și din inimă, și sufletul tot, dacă trebuie. Și să îl dai celui de lângă tine, ca să mai aibă o clipă în care să zică: Dumnezeule, fie-ți milă de noi. Nu doar să tinzi și să dorești ca tu să fii cel care ești izbăvit, ci să știi că dacă este izbăvit, cel flământ, cel însetat, cel gol, atunci tu ai fost măcar pentru o clipă o boabă de mană, un strop de apă, un cuvânt de mângâiere și un răsărit al cuvântului veșnic. De aceea, fraților, să știți că de multe ori vă invidiez pentru perseverența și constanța voastră. Vă invidiez pentru că trăiți aceste stări de libertate în profunzimea lor. Și că pentru că înțelegeți ce înseamnă libertatea lui Hristos. Pentru că atunci când încerci să te rogi, când încerci să aduni cuvinte prin care să exprimi dorul tău după Dumnezeu, de fapt începi să urci. Mi-a trimis Părintele urcușuri și coborâșuri.
în viața creștinului de astăzi. M-am uitat acum la titlu. Dar nu e o problemă asta. Că dacă vorbești numai din cărți, vorbești degeaba. Cartea pe care trebuie să fii în stare să o deschizi, dacă vrei să vorbești și să fii crezut, e cartea inimii tale. Când vorbim de urcat și de coborât, ne gândim la deal, ne gândim la munte. Ne gândim, dacă vreți, că mi-am purtat pașii mult pe colinele acelea, de colinele Sionului, de urcarea către explanada templului sau astăzi a moscheilor. Să știți însă că nu acesta este urcușul cel adevărat. Să vă dau un exemplu biblic. L-a luat Avram pe Eleazar, sluga sa, și pe Isaac, cu tot ceea ce era nevoie pentru jertfă. Și au tot urcat de la Hebron până la muntele Moria. Au tot urcat. La un moment dat, ia lemnele de pe spatele asinului și le pune în spate lui Isaac. Și zice, Eleazar, tu rămâi aici. Și urcă. Urcă spre vârful muntelui. Întreabă la un moment dat Isaac, da? Bine, bine. Foc, lemne, avem. Pune animalul jertfei. Se va îngriji Dumnezeu de animalul jertfei. Și-a urcat și cunoașteți episodul. N-a fost lăsat să-și împlinească jertfa. Pentru că cel care este cu adevărat gătit de jertfă nu este omul. Cel care este cu adevărat pregătit pentru jertfă este Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Este Hristos, Domnul nostru. Să nu ridici mâna asupra copilului, căci am văzut că te tem de mine. Să nu ridici mâna asupra nimănui, căci atunci vor înțelege toți nu numai că te temi de Dumnezeu, ci că ești înțelept. Mâna omului nu-i făcută să apese. Mâna omului e făcută să ridice, să îmbrățișeze și să ridice. A adus tânărul aici tema crucii. Haideți să vă mai spun un pas în tema crucii. Să-și ia crucea și să o aducă la mine. Deci să-și ia crucea și să o aducă la mine. Pentru că noi, dacă vrem să trecem prin toate încercările, prin toate ispitele, prin tot câmpul acesta de poveri, niciodată nu o să ne putem duce noi crucea. Însă El, să știți, nu numai că ne-o duce, ne-a dus crucea. Citiți Isaia 53 și vedeți. De aceea, să știți că e o mare taină în textul acesta, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Fiindcă, vă dau dintr-o filocalie, dar nu vă mai spun acum locul. Zice, ce înseamnă să se lepede de sine? Să-și golească din mintea și din făptura sa orice gând prin care el crede că le cunoaște, le știe pe toate, le poate face pe toate. Și când ai golit mintea
și ai dăruit-o lui Hristos ca locuire, îți dai seama cât de neputincioasă a fost cunoștința ta de până atunci. Pentru că începi să le înțelegi pe toate cu mintea lui Hristos, să le vezi pe toate cu ochii lui Hristos, să le iubești pe toate cu inima lui Hristos, să le hrănești pe toate cu pâinea lui Hristos, adică cu trupul său, să le adapi pe toate cu vinul lui Hristos, adică cu sângele său. Și când ajungi aici, îți dai seama că ești în postura celui de astăzi. Doamne, dacă poți, fie-ți milă de noi. De aceea îi zice Tatălui, celui ce crede, toate îi sunt cu putință. Pentru acest, dacă poți, când te apropii de Hristos, când te apropii de Dumnezeu, trebuie să fii ferm. Cine privește înapoi nu-i vrednic de mine. Vă aduceți aminte cuvântul acesta? Adică, dacă am venit la El să facă minunea asta, păi cum să nu cred că poate să facă minunea asta? Să mă mai întreb în al 12-lea ceas dacă mai poate face minunea asta? De aceea, vedeți, Mântuitorul îl stârnește și el ajunge la sinceritatea credinței și zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, adică înlătură din mine zgura aceasta a ispitirii, zgura aceasta a interogațiilor perpetue și dă-mi, Doamne, puterea să zic amin. Pentru că să știți, cea mai concentrată formă a credinței în toată Scriptura e constituită din 4 litere sau din 3 litere. 4 litere e amin, 3 litere e fie. Iar când a zis fie, Duhul a umbrit-o și Hristos s-a zămislit în pântecele ei. Când creștinul zice fie, Hristos îl înlocuiește. De aceea ceea ce săvârșește din acea clipă trebuie să fie în chipul săvârșirii și al lucrării Mântuitorului Iisus Hristos. Haideți să vă dau un exemplu de lucrare în chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Stătea la poarta Ierusalimului odată, într-o zi. Iisus parcă să se odihnească. Și i-au adus la el o desfrânată pe care o prinseseră în timpul păcătuirii sale. Și i-au cerut să facă el judecată. Mântuitorul n-a zis nimic. A început să scrie pe nisip. A scris ceva. Se pare că cei care erau acolo au citit ce a scris. Și au început să dispară pe rând. N-a mai rămas decât desfrânata lângă Mântuitorul. El a întrebat-o, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-a învinuit niciunul? Nu, nici eu nu te învinuiesc. Du-te să nu mai greșești. Vedeți care este săvârșirea în chipul Mântuitorului Iisus Hristos? Este depășirea literei și găsirea libertății Duhului.
De aceea vă spun să știți, dacă privim în Scriptură, vă dau mai multe exemple de urcat și de neajuns, chiar din Scriptură. Este una totuși care îmi face plăcere să vă aduc în față. Numai că acolo nu urcă omul, urcă și coboară îngerii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iacov în Betel, scara, care era sprijinită pe buza cerului și urcau și coboreau îngerii lui Dumnezeu. Și acolo, în capul scării, se arată Dumnezeu. Și când se trezește Iacov dimineața și Domnul este aici și n-am știut. Vedeți ce înseamnă libertatea lui Hristos? Să fie prezent și nici măcar să nu dorească să fie văzut. Să știți, vor fi vreo 2000 de ani de când a fost jertfa lui Hristos. Ca lungime cronologică e departe. Dar dacă începi să înțelegi duhovnicește, e ca și cum ar fi în clipa aceasta. Pentru că Hristos, să știți că nu se arată decât celor care îl caută și celor care îl doresc. Și nu se arată în afară. Hristos nu locuiește în afara noastră. Hristos, când este prezent, locuiește în inima noastră, în sinea noastră, în firea noastră restaurată. De aceea, să știți, adevărata urcare nu-i pe vârful dealului, nu-i la parcul ăsta de aici, că tot urci pe cărările alea. Adevărata urcare este atunci când te aduni în sinea ta, și acum ajung la Sfântul Ioan Scăraru, să știți, la scara lui. Când te aduni în sinea ta și urci, într-adevăr, pe piscul inimii tale, pe care de la botez este gravat un nume, iar numele Iisus. Și când reușești să-L citești, acest nume, iată ce se împlinește cu tine. Se împlinește când vezi numele, zici, Doamne. Și îl citești și zici, Iisuse. Și împlinești cunoașterea Fiului Dumnezeu. Și apoi te smerești și zici, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și atunci, de-abia atunci, îl vezi cu adevărat pe Hristos. Însă să știți că este un paradox. Ești urmărit de o stupoare în clipa aceea. Pare că nu e răstignit pe crucea lui. E răstignit pe crucea mea. Cum scria cândva Kazantzakis, Iisus Hristos, răstignit a doua oară. Pare că e răstignit pe crucea mea. Și atunci îmi dau seama că dacă vreau să urc cu adevărat, trebuie să-mi recunosc și lemnul crucii și cuiele de țintuit pe cruce și cununa de spini și sulița din coastă și buretele cu oțet și negrăirea mea după cuvântul lui Dumnezeu. Căci atunci când îl văd răstignit pe crucea pe care i-am dus-o eu, îmi dau seama
că Hristos s-a răstignit a doua oară pentru ca să-mi spele cu sângele Său toată adunătura aceasta a păcatelor mele. De aceea să știți, Sfântul Ioan Scăraru a scris la rugămintea călugărilor din zona Sinaiului această carte, Scara, unii zic Scara Raiului, care are 30 de trepte. Nu știu dacă v-a spus cineva. Sunt 30 de trepte cât 30 de ani. Pentru că în clipa în care ai ajuns la treimea virtuților, trebuie să fii în stare să mergi în lume și să-L mărturisești pe Dumnezeu. De aceea, în tradiția aceea orientală, intrarea într-un oficiu public era doar după 30 de ani. Însă, de ce v-am spus că urcarea e în noi înșine, nu în afara noastră? Pentru că dacă vă uitați de la prima treaptă a scării, e lepădarea de cele ale lumii, ieșirea din împrăștierea aceasta a lumii și, bineînțeles, însingurarea, deslegarea de patimi și țeserea veșmântului, dacă vreți, de virtuți. Și atunci, totul, să știți că poate fi rezumat la trei. La curățire, la luminare și la îndumnezeire, care sunt cele trei, dacă vreți, trepte ale înălțării noastre către Dumnezeu. Și atunci, vedeți, din perspectiva aceasta, dacă vrei să urci cu adevărat, de fapt trebuie să cobori. Acum o să-i răspund părintelui și la treaba cu coborâșurile. Dar trebuie să cobori în smerenie. În grandoarea sa, în splendoarea sa, în minunăția sa, pe Dumnezeu îl vezi de jos în sus. Nu de sus în jos. Când îl vezi din sus în jos, ai o problemă. Crezi că ești tu mai mare. Când îl vezi de jos în sus, îți dai seama că e importantă și însoțirea lui. Însă, cu mulți ani în urmă am scris niște versuri. Am auzit după aceea ideea reluată și în alte poezii, în care îl imaginam pe unul rătăcind pe nisipul de pe plaja mării, îngândurat și necăjit. Nu știa ce să facă, să se scufunde în apa aceea sau să nu se scufunde. Atât era de împovărat. Și s-a alăturat pe cale cineva și au început să se întâlnească într-un cuvânt al nădejdii și al iubirii. La un moment dat, cel cu povară a privit în spate și n-a mai văzut decât un șir de pași. Și a crezut, Doamne, unde ești? Ai dispărut. Și atunci îi răspunde, nu, zice, am ajuns să te iubesc și te țin în brațe, ca să nu slovești piciorul de spini prin care umbli. Și atunci vedeți de ce vă spun că îl văd pe Hristos răstignit a doua oară, pe crucea pe care i-am adus-o și am pus-o înainte. Să mă învețe să o port. Și iată El o poartă în locul meu. Când reușești să faci pasul acesta,
Într-adevăr, vii așa cum ați cântat de atâtea ori astăzi, vii înaintea Lui și zici, Doamne, nu mai găsesc nimic bun în mine. Și atunci să știți, în clipa aceea Hristos îți spune, nu aceasta este smerenia cea adevărată. Omul smerit mă găsește în sinea lui, nu în afara lui. Omul credincios știe că îl găsește pe Dumnezeu în sinea sa, pentru că e zidit după chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și atunci, când îmbrățișez smerenia cea adevărată, cea curățitoare, cea care îți dă posibilitatea să-L vezi pe Dumnezeu în maestatea sa, în măreția sa, de fapt, îi zici lui Dumnezeu, din ce am făcut, nu știu dacă pot să adun ceva bun. De aceea, dacă vei vedea, Doamne, că focul arde toate paiele făpturii mele, adună-ți tu chipul și îmbrățișându-l, sărută-mă și mântuiește-mă. Căci atât a mai rămas de preț din zidirea ta cea minunată. Și să știți că în clipa aceea, Hristos Domnul își întinde poala veșmântului său, cea care umplea cândva templul din Ierusalim, și o întinde peste tine, arătându-ți că atât de mult te iubește, încât nu-și dorește nici măcar trupul tău, templu al Duhului Sfânt, să fie vătămat de schimbările vremii. Te acoperă cu hlamida sa și încearcă să-ți spună, vezi că această cămașă așa a fost făcută de mama mea, încât să nu fie ruptă, să nu fie sfâșiată. Iar de se întâmplă ca spinii veacului și a lumii acesteia s-o agațe și s-o rupă, adunați sângele cel purtător de viață și altoiți-l la piciorul altarului, ca sorbindu-l Dumnezeu în străfundul vieții sale, să-l umple din nou de chip, de strălucire și de vestire a fericirii cele adevărate. Și atunci să știți că se vor împlini cu noi cuvintele pe care tot El le-a spus. Din pietrele acestea pot să-i scot, să-i ridic, să-i învii pe urmașii lui Avraam. Adică vor învia cei care au și mărturisesc credința și nădejdea și apoi iubirea care se naște din cele două, a modelului credinței cele adevărate, adică a patriarhului Avraam, care niciodată, să știți, nu a fost numit de Dumnezeu Avram judecătorul, ci Avram izvorul de binecuvântare pentru cei care rostesc
pentru cei care permanentizează în lumea aceasta cuvântul binecuvântării lui Dumnezeu. Și atunci când ieși, vedeți, când ieși din lume și te aduni în tine însuți, intri în această zonă de însingurare. Dar nu-i musai neapărat să mergi în pustiu, să știți. Eu am declarat odată că după ce am bătut cărările pustiului, a pustiurilor din Asia Mică, am zis că mi-aș dori să trăiesc acolo, în pustie. E o liniște extraordinară. Astăzi am vorbit despre tăcerea lui Dumnezeu și iubirea tăcută a mamei. Pentru că duminica de astăzi este, dacă vreți, pentru poporul ăsta român, o duminică cu multe învățăminte. Noi astăzi l-am pomenit pe Pahomie de la Gledin. Și le-am dat un singur exemplu, că eu m-am ocupat un pic de viața oamenilor acestora. La un moment dat, Pahomie n-a fost un om sărac, era vlădic la român. L-am promutat pe un boier, cu niște bani. Și a venit timpul scadenței, trebuia să-i dea bani înapoi. Și a venit boierul la Pahomie și zice: preasfințite, n-am bani, dar am altceva. Zice, am o Biblie românească. Vă dați seama, Pahomie a murit în 1624. Erau bucățile acelea de traduceri, probabil. Încă nu era făcut nici Noul Testament de la Bălgrad, nici Biblia de la București. Și, dar se pare că era Biblia cu caractere cirilice scrisă în românește. Deci. Și Pahomie a zis, bine, pentru Biblie îți iert toată datoria. Și a luat Biblia. Să știți că asta ar trebui să învățăm de la Pahomie. Nu alte lucruri, ci doar atât. Deslipiți-vă inima de bani și lipiți-o de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Dacă te unești, dacă te alipești de cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că povestirile de acolo sunt adevăratele urcușuri, urcări în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că te vei întâlni cu Avram, te vei întâlni cu prorocii, te vei întâlni cu evangheliștii, cu apostolii, te întâlnești cu toți sfinții și îți dai seama că, de fapt, urcarea nu e aici, pe pământ. Și nici acolo în cer. Când ajungi acolo, știți cum e? E ca o pajiște pe care joacă miei lui Dumnezeu. Nu mai au de urcat nimic. Totul este frumos, plin de viață și plin de Dumnezeu în fiecare colț, în fiecare loc, în fiecare structură. Toate au sinea lor, dar în sinea lor strălucește Dumnezeu. Și atunci de aceea vă spun, vedeți, adevăratul urcuș este această adunare a noastră în noi înșine și în clipa în care vorbim de însingurare, chiar dacă am zis că îmi place pustiu, nu e vorba de acea însingurare, ci de faptul că nu mă mai las cotropit de niciun gând, de nicio ispită, de niciun clișeu scientist din lumea aceasta, ci mă dăruiesc total celui care este cunoașterea cea adevărată, înțelepciunea cea adevărată,
și viața cea veșnică. Mă dăruiesc cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, să știți că în clipa aceea nu mai vorbești tu, ci cuvântul lui Dumnezeu se mărturisește. Cuvântul lui Dumnezeu pleacă din tine ca și dintr-un flaut. Isaac Siru, să știți, i-a numit pe profeți flautul Duhului Sfânt sau fluierul Duhului Sfânt. Pleacă precum cântarea dintr-un flaut, pleacă către ceilalți și încearcă să le spună: jucați, bucurați-vă, pentru ca să nu se împlinească celălalt cuvânt: v-a încântat din fluier și n-ați jucat. Știți de ce n-ați jucat? Pentru că încă n-ați cunoscut fericirea cea adevărată. Și atunci fericirea cea adevărată, vedeți, vine din această lepădare a chipurilor lumii și dăruire a propriei tale existențe chipurilor celor veșnice. Pentru că dincolo de Avram, dincolo de toți, îl vezi, îl simți, îl cunoști și te împărtășești de Dumnezeu. Când te împărtășești de Dumnezeu, te curățești și spui cuvintele pe care vi le-am spus. După aceea ați văzut, te umpli de iluminare, de această lumină a Duhului lui Dumnezeu, în care iară ești tentat să spui: Doamne, nici măcar feștilă nu-s, adică fitilul celă, un pic de opaiț și puțin un de lemn pentru ziua a opta. A mai rămas într-un ungher al făpturii mele. Primește acest opaiț ca și o candelă a altarului gătit pentru liturghia veșniciei tale. Și atunci iluminarea aceasta se desăvârșește în hrănirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este taina care îți spune de ce omul care postește și care se roagă poate să se elibereze de duhul mut și surd. Pentru că atunci când te unești cu Hristos, nu mai grăiești tu, nu mai făptuiești tu, nu mai eliberezi tu, ci toți cărora se adresează Hristos prin tine trăiesc și își doresc libertatea și săvârșirea cea plină de har a Dumnezeirii manifestată în Hristos, Fiul Tatălui Celui Ceresc, și a Duhului Sfânt, care este Mângâietorul, Sfințitorul și Desăvârșitorul mărturiei vieții noastre, că e parte, că e bucățică din viața cea veșnică, din Dumnezeul cel viu, din dumnezeirea vie și pururea viitoare, spre care toți am fost atrași, de care ne este dor și pe care o dorim. Și atunci să știți, iată care este diferența între urcușul duhovnicesc și coborâșurile lumii acesteia. Când urci duhovnicește, mergi într-un loc pe care prin credință îl știi.
pe care prin nădejde îl primești ca încredințare și prin iubire ca împărtășire. Și ajungi acolo. Când trăiești coborâșurile omului modern, a omului contemporan, e ca și jumping-ul ăla. Nu știu cum îi zice. Deci sari în gol. Să știți, toate coborârile lumii acesteia sunt sărituri în gol. Habar n-ai unde sari. Și nici dacă ține corda aceea. Și îți dai seama când se termină cu elasticitatea că toate se sparg în capul tău. Asta e diferența între urcușul duhovnicesc și căderea în ispita contemporaneității noastre. Nu vi se pare că seamănă cu una dintre ispitele pe care i le-a întins diavolul Mântuitorului când i-a zis, sar de aici, de pe cornișa asta, că doar o scrie acolo că va trimite pe îngerii săi să te prindă, să nu-ți lovezi piciorul de piatră. Vedeți? Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și-a pierdut și această dimensiune, zice Constantin Oica bătrânul, a umanității sale care e dorul. Și nu îi mai este dor de nimic. Omul care a rămas cu o urmă de dor în sinea sa știe că atunci când vrea să sară, e bine să sară în brațele celui care atunci când îi se părea lui că are o cruce de nesuportat, a venit, l-a întâlnit, s-a unit într-un cuvânt al iubirii și după aceea l-a luat în brațele sale, lăsându-l să vadă că a doua oară Hristos s-a răstignit pe crucea Lui. Și atunci să știți, când vede această minunăție, zburdă de fericire în necuprinsul iubirii dumnezeiești și nu numai că zburdă, ci strigă și îi cheamă pe toți, îndemnându-i să vadă că El l-a găsit pe Domnul și încearcă să rămână nedespărțit de un izvor curățitor, de izvorul Siloamului, în care spală dimineața și seara, în baia lacrimilor, umilinței, ochii, parcă dorind să rămână purul treaz în această fericită vedere a lui Dumnezeu. Și eliberarea sau libertatea lui Hristos dincolo de literă, în libertatea Duhului, se manifestă, cum v-am spus, în eliberarea de slava deșartă, în eliberarea de visele încropite și îngrămădite după chipul veacului acestuia, eliberarea de mândrie și coborârea în veșmântul smereniei Mântuitorului Iisus Hristos, care e un veșmânt țesut din trei fire. Din firul credinței, din armura nădejdii, vedeți, am zis, un fir mai puternic, și din firul de aur al iubirii celei nepieritoare. Adică, când ești în adâncul smereniei, ai treimea virtuților care te face imun și la focul de jos,
și la strălucirea focului de sus, pentru că te umple de răcoarea Duhului lui Dumnezeu, care ca și un zefir sună, suflă aici, la palele muntelui Sinai, aproape de peștera Sfântului Ioan Scăraru, înbiindu-te să pășești pe cărarea scărilor Sfântului Ștefan până în vârf. Iar în vârf, iubiți credincioși, pe o buză de prăpastie, e o biserică cu hramul Schimbarea la față. Deci vreți să ajungeți la libertatea lui Hristos? Învățați taina taborului și umpleți-vă de această lumină, rugându-L pe El să aprindă în candela făpturii noastre, celei sărăcăcioase, unde lemnul vieții celei veșnice, și veți vedea ce înseamnă fericirea, urcarea și nu coborârea în Dumnezeu. Mulțumesc!